Maroșceac, un modest pinion în angrenajul general al științei constructorilor, cum scrie aici familia, dar fără îndoială și un minunat soț, tată, bunic, coleg sau prieten. A apărut pe file de timp la 10 septembrie 1930 la Crăciunești, pe plaiul Marea Mureșene. A absolvit liceul teoretic Schigetu Marmației 1951, iar apoi școala militară de aviație Sibiu 1952. Datorită chemării pentru construcții în 1958, devine absolvent al Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole din Cluj-Napoca, iar în 1971 obține titlul de doctor inginer al Institutului Politehnic Cluj. Și-a îndeplinit stagiatura la Trustul de Construcții Cluj 1958-1960. Despre perspectiva abilității didactice s-a spus deja în laudatio ca doxologie pentru acest oficiu liturgic. Totuși, vă amintesc faptul că a dorit Rândul Domnul a străbătut următoarea cale. Preparator principal și asistent suplinitor la disciplina de geotehnică și fundație 1959. Asistent titular la disciplina de construcții de lemn și agricole 1960-1962. Șef lucrări titular la disciplina de construcții de lemn și agricole 1962-1972. Conferențiar titular la disciplina de construcții de lemn și agricole și clădirii transporturi, secția CFTB 1972-1978. Devine apoi profesor titular la disciplina de construcții civile în 1979 și a deținut funcția de șef de catedră în perioada 1976-1986. A obținut calitatea de conducător de doctorate din 1990 în specialitatea construcții civile, îndrumând cu succes 7 doctori atestați. O dovadă de vie a vorbit chiar de la acest microfon. În anul 2007 îi se acordă titlul doctor honoris causa, cum s-a spus, pentru întreaga activitate depusă în slujba învățământului și pentru rezultatele obținute. În celălalt plan al omului Dumitru a fost un om modest. A fost un om dedicat. A fost, cum s-a spus, un tată minunat, un soț și bunic exemplar, un suflet mare și generos, dispus să ajute pe toată lumea, ori de câte ori era nevoie. S-a născut într-o familie numeroasă, unde a învățat că familia este cea mai importantă valoare și a investit enorm și în familie, nu și-a neglijat familia. Iar acest adevăr și l-a asumat în întreaga lui viață. Om pasionat cu viziune, care a avut foarte mult de dăruit, un om de la care fiecare a avut de învățat câte ceva. Cu adevărat un exemplu de urmat pentru noi toți. Iar la final, așa cum este obiceiul în biserica noastră străbună, prin mine nevrednicul slujitor, a dormit Rândul Domnului și a rămas bun de la cei pe care îi lasă aici pe pământ.